A doua este de la noi, de la Moldova. Cristi a fost martor și la Bine și Florin a fost atunci. Tot cu alegerile, cu Ovidiu, Hala, au fost niște chestii pe acolo cu primăria. Bun, Domnul dă cuvânt în duminica aceea. Văd un steag, coborând în adunare, la doilea Golgota scria pe el semn. Numai că mulți nu au fost atenți la cuvântul ăla. Că chiar tatăl Ovidiu, fratele Hala, Bine, păstorul bătrân, a spus, puiu, tu ai spus că a coborât un steag de biruință. Zic, serios. Eu cred că a fost altă. Și când o ascultat, slavă Domnului, este telefonul și pe fumată se regizează lucrările. Și zic, ia să ascultăm lucrurile. Când am auzit-o, zic, a fost altă. Am văzut steagul ăla cu coborât, am văzut două pisici, am pățit în două, datorită acele probleme, și zice Domnul așa, semnul că eu nu vreau ca poporul meu să se dezbine din cauza acestui lucru, este ăsta. Ploaia va veni în ziua aceasta dinspre Arad. Și mă uit înspre, în dreapta mea și vedeam norii de departe, cum venea. Zice, ăsta e semnul că eu am vorbit asta. Voi trimite ploaie peste Unedoara. Am zis, vedem în adunare, cobor, să plec acasă, maică-mea, îmi zice, costele, costele. Ce-ți vine în umă să spui vedenia asta? Eu am ascultat știrile și am zis că nu plouă deloc. Am început să mă șer frumos, m-am auzit mică, stai liniștit de că Dumnezeu a vorbit și îl va trimite ploaie. Și da, a spus că vine de la Arad, de la Arad va veni. Eu stăteam cu balconul exact în spate. M-am dus acasă, soția zicea să mâncă, zic eu nu mă duc, eu nu mănânc, mă duc să mă rog. Și zice nevastă mea, te crezi Ilie? Zic nu, dar vine și eu cu el, da. Și m-am dus să mă rog. Și m-am pus acolo la rugăciune, în cameră, dintr-o oră, în oră, te vedea pe filmul Alin, zic, du-te, uite-te spre Arad. Ăsta a supărat, așa sunt unul, așa sunt doi. Tati, nimic, totu-i semnul. Băi, mi-a tu coborat, măi, nu am înțat ăștia ploaie. Zic, gândești cu ispită și cu ploaia ta. Că Domnul m-a trimit în ploaie. La ora 4, când a trimis pe băiatul meu din nou, să se uite tot ce era întunecat. Și zice, tati, vine ploaia. Toate casa mea sunt bucură. Primeam telefoane și a început pe tabla de la balcon să pic. Picura puțin și s-o pic. Mă sună prezbitul ăsta pe Dijon, care stătea prin cartierul ăla, într-o cartieră la Monitoare. Frate, pui o ploa la noi. Zic, o ploa sau picura? O, picura! Bă, asta nu-i ploaie. Bă, asta nu-i ploaie. Și-a spicul, cum ploaie. Și m-am dus din mână la rugăciune, nevastă mea zice, tu ai dat-o la asta pui? Zic, nu, Domnul zice că va ploa. Toate că norii pe casele, înspre Simeria, e acolo degetul Dumnezeu i-a întors și i-a dus peste Monitoare și a plouat cu găleata. De-o scos toate canalele afară. Toată adunarea m-a sunat din zeci de telefoane, mare este Dumnezeu. Vreți să vedem pe el azi, dar cu adunare?